Care vrei? Asta. Bun. Cu asta am să fac. Țin opera asta ca și lingura de control. Dar voi să îmi dau și asta. Știu că lumea de obicei mă acuză de tot felul de chestii. Că inelele mele ar avea ceva de face pe ceasă, că... Asta cu lingura. Ce lingură solidă, da? Ești sigur că sunt lingură solide? Foarte sigur. Dar s-ar putea că ei sunt necreadă. Deci le demonstrăm că sunt lingură solide într-un mod teatral satisfăcător pentru toată lumea? Nu. Să nu mai spui cineva ce mă asta. Ok, nu e cineva curios? Ne... Aveți încredere în noi? Da. Pentru că eu vreau să vă demonstrez asta într-un mod teatral. Doar cum folosim mă de prezența lui aici. Nu vreau demonstrat. Fii atent, bun. O să cu lingura aia, eu o să țin lingura asta așa. Cu lingura aia ca să arătăm lor că sunt lingură solide. Că altfel nu sunt necreadă, o să fie lumea de am înțeles, da? Cu lingura aia mai tare în cap. Da, dar frumos, nu așa, da? Nu, așa. Nu, tare. Nu poți să dau tare. Tare. E cât de tare? Mai tare ca să nu te vede nimeni, se audă. Dacă faci să o auzi o ciudată. O, nu, inox pe os. Da. Tare. Bun, nu vreau să dau. Acum e rândul meu. E milă. Filumesc. Bun. O chestie de care sunt acuzat în momentul în care fac chestia asta e că folosesc fie că lingurile astea nu sunt reale, da, și sunt, fie că folosesc substanțe chimice. Așa că, Mircea, așa-i? Marius, sunt mentalizat. Așa că Marius aici de față o să mă ajute să vă demonstrez de asemenea că nu folosesc substanțe chimice, tot într-un mod teatral satisfăcător pentru toată lumea. O să lingă fiecare din degetele mele. No way! A să fac eu asta. Îmi cer scuze dacă ați mâncat, dar lumea chiar mă acuză de chestia asta. Am să fac eu asta, te feric pe drog, astea sunt degetele mele. Nu am piele falsă, nu am mânuși, nu am nimic, da? Da. Asta e limba mea, nu te lasă verifici. Îmi cer scuze, e un gest total nepotrivit. Știu, îmi cer mii de scuze și la cealaltă mână. A treia chestie de care sunt acuzat în mod normal e că folosesc... Asta e lingura care mi-a dus-o inițial, dar puteți face și cu asta. E că folosesc forță fizică, dar aici n-am cum să vă demonstrez contrariu. Uitați-vă la mine cât sunt de uscat. Bun. Începem? Doar mângâi lingura. Doar mângâi fără să-i fac absolut nimic și o să încerc să-mi păstrez mâna în permanentă mișcare ca să nu mă puteți acuza că aș apăsa pe lingură. Da? Și o să rog pe tine, Marius? Marius. Vreau să greșesc intenția, dar se pare că am zis corect. Ok, Marius, să-mi spui ce se întâmplă. Da, aici. Da. Se ridică, practic. Da. Tot mai mult. După care să le comparăm, evident, cu lingura ta. Deci, ce se întâmplă? Se ridică. Se ridică. Vrei să te învăț? Nu, mulțumesc. Crede-mă, că ai învățat să mâncă lingura ta. Să mâncă lingura ta. Nu vrei cu nimic altceva. Vreau să vă reamintesc că astea nu sunt lingurile mele. Sunt oarecum, nu cu mult, dar mai solide decât lingurile care eu le folosesc de obicei în prestații, în spectacole. Lingurile mele recunosc când sunt oarecum mai moi, pentru că pe mine, exact ce vă spuneam la început, nu mă interesează să fac o demonstrație de abilități, mă interesează să fac show din asta. Ori dacă stau jumătate de oră să mă chinui să-mi dau o lingură, nu e distractiv pentru nimeni, credeți-mă. Pentru noi e, nu pentru tine. A, să le duceți între... Ok, deci atunci nu o să le rupem. Nu o să le rupem, doar o să le întrebăm. Hai să le cumpărăm. Okay. Și avem o oarecare diferență. Nu foarte mare, dar e o diferență. Foarte tare. Foarte tare.